salut de har și pace din atelierul unui caricaturist, Radu Clețiu mă numesc. Și o să încercăm să fim împreună într-o serie de emisiuni care probabil se vor numi Lumini și Umbre, deoarece astea sunt mijloacele prin care un artist grafic se exprimă. Împreună sper să construim imagini relevante pentru timpul nostru și să încercăm să aducem pildele spuse de Isus Hristos Domnul în actualitate. Aș vrea să vă citesc și să începem cu o predică deosebită, cunoscută ca și predica de pe munte. O găsim în Evanghelia după Matei, la capitolul 5. O să citesc o începutul și după aceea vom desena, vom continua pe parcurs să mai apelăm să citim din Cuvântul Sfânt. Așa că, scrie în Evanghelia după Matei, când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a se jus jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. M-am gândit de multe ori, atât de răstălmăcită a fost această frază, sau eu știu, Înțelegerea e puțin mai 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 e, ciudată, poate, spunea domne cei săraci cu Duhul, dar e vorba de săraci în Duh. Și e, pentru asta, eu, ca și artist, aș vedea un cadru, o ramă în care se desfășoară, se desfășoară o opera unui artist. Dar, aducând spre tineretul de ziua de astăzi, înspre dinamica zilei de astăzi, o să combinăm și m-am gândit că cel mai bine ar fi să încerc o paralelă între. Aceste fericiri care ar trebui să facă parte din trăirea unui creștin și un joc, un joc colectiv, un joc care are nevoie de o minge. Uite, o să desenăm uh, uh, mingea, de fapt, o, o, un cerc, începe cu un cerc, până nu folosim umbre, avem doar cerc, ca să dăm volum, să facem din ea un obiect 3D și știți de ce 3D? Vom folosi această minge ca să reprezentăm creștinul. Creștinul 3D E un, un, un nume fain Și atunci Hai să ne gândim o minge de, de volei Am aici obiecte care se Aseamănă cu O minge, uite un balon, am și mingi dar N-am reușit să găsesc mingi chiar de, de volei în atelierul meu Dar Mă gândesc Știți minge are Un croi Noi când eram copii aveam niște mingi Cusute din, din piele și Ajută mult acest croi în a forma o imagine caricaturală. Uite, îi facem o figură, așa, veselă creștinului nostru, 3D. Și pentru a fi 3D, oare de ce este nevoie? Am spus că este nevoie de lumini și umbre. Acum, uh, vedeți cum se formează imagine caricaturală. Uh, umbrele. Haideți să vedem ce umbre ar fi nevoie pentru. Acest. Pentru acest creștin reprezentat prin mingea noastră de volei, de, cu care se joacă acest joc colectiv. E nevoie de un joc colectiv pentru că nu poți fi creștin de apartament, așa cum încerc să fiu eu, chiar dacă am condițiile astea bune. Te am, țin Biblia cam aproape de foc, da, e un foc plăcut, dar fără biserică, fără un cadru în care să interacționez cu restul comunității, cu Biserica lui Hristos, e cam greu să fii creștin și atunci am spus că vom folosi și niște umbre în partea stângă. Știți că în jocurile astea de obicei se folosește nocturnă, lumini. Și luminile de obicei nu lasă o singură umbră, creează două umbre. Și mă gândesc orice persoană, orice om, dacă ar fi să vedem printr un spectru de ăsta luminos, un rânghen, sau eu știu cum să-i zic, un aparat, am vedea fiecare om, nu neapărat creștin, dar fiecare om se transformă într-o altă persoană. Și atunci în umbra lui, probabil, că din umbra din stânga, hai să îi creăm un gri, am spus că lucrăm cu lumini și umbre, probabil că din, umbra, din această umbră din stânga va fi o umbră care dacă îi adăugăm și niște elemente de astea așa mai de Halloween, va fi o umbră care prezintă omul transformându-se într-o ființă care n-am vrea să fim în zona aceea, dar nu pot să fii neutru. Ori te transformi într-o ființă demonică sau într-o ființă angelică. Uite, aia se punem și niște simboluri. Acum orice desenator lucrează cu simboluri și e nevoie să folosim simboluri. Și Sper să nu deranjeze foarte mult, dar luați-o ca și un exercițiu grafic de lumini și umbre. Și acum ce mai avem nevoie ca să creăm acest cadru? Cadru în care vom vedea cum se manifestă trăirea creștinului trecând prin fericire descrise de Domnul nostru Isus Hristos. Mai este nevoie de acest fileu care există la orice teren de de volei și cu aceasta să știți că încerc să aduc și ideea asta de a ridica o minge la fileu. Deci, dacă v-am stănit curiozitatea, o să vă rog să continuăm să, să ilustrăm ce se întâmplă mai, mai departe cu acest creștin al nostru în, în cadrul acestui joc colectiv de volei și. Dacă mergem să vedem ce se întâmplă în predica de pe munte, vedem că după enunțarea acestei fericiri, de că ferici de cei săraci în, în duh, că cea lor este împărăția celor, deci ferici de acest cadru, fericit de faptul că existăm într-un cadru în care uh, aducem împărăția celor alături, alături de noi, atunci Uh, am înțeles despre ce vorba. Și mergem mai departe și mai face un enunț foarte puternic, domnul. Se pare că nu se poate îndeplini ceea ce, ce Isus aici uh, predică și spune așa. A doua fericire spune: Ferice de cei ce plâng, că ei vor fi mângâiați. Uh, continuăm cu, cu desenele noastre și avem uh, ca și light motiv, am spus uh, obiectul ăsta perfect creștinul 3D e foarte greu să reușești un cerc perfect, dar de data aceasta avem o față umană, știm despre cine e vorba, da? Și o să adăugăm, o să adăugăm două lacrimi, da? Deci această sferă, mingea noastră de volei este cea care varsă niște lacrimi și uh, dacă ne gândim la exemplele care le avem uh, de însuși Domnul Isus a vărsat lacrim pentru cetate, pentru Ierusalim și interesant un, uh, uh, lucru să nu uităm finalul fericiți de cei ce plâng pentru că cei vor fi mângâiați atunci m-am gândit cum ar fi să apară două Palme care vin să aducă mânghiere acestor lacrimi Și dacă ar fi să folosim și umbre, cum am zis uh, Uite că avem lacrimile Care din, uh, Dintr-un joc Al liniilor grafice Uite că Devin Niște mâini recunoștibile Palmele care aduc întotdeauna alinare când plângem pentru un lucru pentru care merită să ne, să ne uh, uh, îngrijorăm. Și sunt, uh, sper că ați recunoscut, palmele străpunse ale Mântuitorului și mă gândeam, ca și de senator, avem uh, din nou să punem uh, plasa aceasta jocului de volei. Vedeți cum interacționează jocul colectiv și aduce mângâierea și uh, o imagine foarte sugestivă cu aceste palme care acoperă o față plânsă și mă gândeam uh, plecând de la această imagine la uh, ceea ce s-a întâmplat de curând în, în Afganistan când uh, la conducere au venit uh, acei talibani care au uh, obligat toate femeile să să poarte acoperământ pentru față și mă gândeam în cazul lor, la fel, lacrima care se scurge nu se vede sub, sub acest acoperământ, aici plasa de volei vine în față și pentru această lacrimă există o mângâiere, o mână străpunsă care vine și aduce mângâierea acestor persoane pentru care de multe ori viața este atâta de de aspră. Și cu aceasta putem să, să mergem mai departe în descrierea uh, acestor fericiri pe care, din, care se așteaptă ca orice creștin să le trăiască. Și mai departe spune așa: ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni Pământul. Ia să vedem cum putem să blândețea să o, să o prezentăm de data aceasta și de obicei din nou vom folosi acest simbol al nostru, mingea care reprezintă creștinul și de obicei blândețea e un lucru, e un lucru rar, dar interesant. Că blândețea vine ca urmare a vărsării de lacrimi. Deci, un om deosebit de blând, cel mai blând om descris în Biblie a fost Moise. Poate că el a fost un om foarte la început, foarte uh, aspru, nu era blând deloc, dar în momentul în care a plâns pentru poporul său, care, după i-a scos din Egipt, făceau tot ce se poate ca să fie îndrăgnici cerând îndurare pentru popor, el a plâns și a devenit cel mai blând om. Așa mă gândesc și, și acest, uh, această blândețe nu este chiar, uitați ce spune, De ce ferice de cei blânzi că ei vor moșteni pământul. Blândețea este legată și de, de pământ. Acum, într-o societate agrară, cum era pe vremea Domnului Isus, pământul era principalul mod în care oamenii își câștigau munca pământului, își câștigau traiul și atunci, un element foarte uzitat era acel jug, și mă gândesc cum am putea să ilustrăm noi un jug în care să primească acest, acest creștin, să primească uh, suport, și mă gândesc acum dacă tot am desconspirat că avem palmele Mântuitorului sărpunse, de cuie, sub formă de lacrimi. Uite ce ar fi să gândim grafic, în lumini și umbre, din nou, palmele Mântuitorului. Ele sunt desenate așa de format pentru că probabil în suferința, sub acel supliciu al, al răstignirii, nici nu arătau mai bine palmele lui Sfinte. Și avem, uite, forma aceasta a a jugului la care suntem invitați de multe ori noi ca să uh, venim cu încredere. Domnul Iisus ne evită. Veniți și luați jugul meu, că este o sarcină bună și ușoară. Ce mare folos avem dacă uh, ne înhămăm la jugul lui Iisus Hristos. Uite, avem o conducere foarte clară. Nu mergem noi, umblăm noi de capul nostru unde am dorit, suntem conduși de Domnul Isus în lucrarea pe care El o vrea să, să, să o facem pe acest pământ. Și pentru că e vorba de că vom moșteni pământul, mă gândeam tot plecând de la această idee, ce-ar fi să, să vin suplimentar cu caricatură, să vă convin că sunt caricaturist. O să schițez așa rapid aici un. un lucrător al pământului care are un, un, plug, da, un plug și cu acest plug face o muncă lucrând de pământul, trasând brazde. Ei, doar că în locul acelei lame de fier care brăzdează pământul, ce ar fi dacă aș desena, uitați, această carte sfântă, care, normal, trecând și lăsând braz de adânci în ceea ce aș desena caricatural o brazdă un pământ, ar fi, de fapt, o materie cenușie <laughs> și brazdele sunt asemenea circuvoluțiunilor, a ceea ce avem noi ca doi pumni aici, în cutia craniană, și atunci, într-adevăr, ar fi un lucru deosebit și așa vom Vom câștiga pământul lucrând până mâna pe plug, pe plugul acesta al Evangheliei, și lucrând în așa fel încât să lăsăm brazde sau cum spune, cărări drepte, nu-i cazul. Cu cât este mai, mai, multă, mai multă circunvoluțiune, cu atât va fi uh, o lucrare de semănare mai, mai bună. Vedeți și în jocul de, de volei, mingea sare de la un jucător la, la celălalt și atunci. Uh, asta ar fi exact ceea ce este nevoie. Acea sămânță care acum este acolo și merge mai departe. Așa cum vă merge și noi cu citirea uh, cuvântului și avem de a face, după ce am văzut, ce înseamnă să fii sărac în duh, ce înseamnă uh, pentru cei ce plâng. Am desenat viziunea mea ce ar însemna să fim la jugul celor blânzi și zice mai departe Domnul sus, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Să desenăm această uh, căutare după neprihănire sau căutare după dreptate. Spunem uh, spune un cuvânt. Ce ți se cere altceva omule decât să faci dreptatea? Și atunci avem din nou uh, light motivul acesta al nostru și E vorba de neprihănire. Vă gândiți-vă, în, în, Biblie avem descris pe neprihănitul Lot. Ce ne lipsește nouă astăzi, mai ales în generația asta pentru care fac aceste desene, generația care zice cool, adică stai rece, ne lipsește, acea roșață în obraj, acea neprihănire care spune că eu făcuse un legământ cu ochii lui să nu privească într-un mod indecent spre o femeie. Și atunci ne închipuim pe sportivul nostru, creștinul nostru, mingea noastră de volei, într-o vară caldă, vara de obicei, dacă ai o minge, ai gazon, ai și un, dacă n-ai piscină, ai măcar un, 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 furtun de apă cu care să te răcorești. Puteți să desenezi aici un furtun așa, este mai încolăcit. Să-i facem și un, un robinet de unde să picure uh, apă, să aducă răcoare, și uh, se întâmplă ceva foarte interesant să revenim la text, spune uh, ferice de cei flămânzi și după pri prihănire că cei vor fi săturați. Deci dacă nu este sete și uh, ne-am poziționat noi bine sub umbrela acestui furtun sau aceste surse de apă, e clar că ni se împlinește această dorință legitimă de a, de a ne stâmpăra setea. Și aceasta oare de unde vine? Vine de la Creatorul nostru. Uite, dacă transformăm furtunul ăsta în cu totul altceva, să ne aducem iar aminte că avem un Creator care s-a jertfit pentru noi pe cruce și de la El vine această apă care ne dă Uh, stâmpărarea setei și cu atât mai mult când apa ajunge în, uh, în contact cu acel om creștinul care este conștient este conștient că toate darurile vin de la creatorul său și pentru aceasta de emoție atât apa cât și creștinul uh, au roșit apa se transformă în vin, un vin pe care vă invit cu toții să-l să, -l, să -l cinstim la masa Domnului, un eveniment de la care niciun creștin nu ar trebui să lipsească, pentru că exact ca la cina din la nunta din Cana Galilei, când apa și-a văzut Creatorul atât de aproape, s-au conștientizat Creatorul atât de aproape, de emoție, emoția asta care ne îmbujorează, care are de face mai mult decât cu lumină și umbre, are de -a face cu culoarea, s-a transformat în vin. Ceea ce vă doresc și dumneavoastră, o transformare superbă, până data viitoare când vă voi invita să continuăm aceste desene în jocul colectiv al fericirilor, în antrenament al jocului de volei.